Doar nu știu de un comun. Eu am o față, față de domnul ministru. Eu am rugăminte la dumneavoastră. Hai pe viitor, când o să fie chestiuni de grupuri de lucru, oficial să invitați CSM-ul. Până ați spuneți că este pagina web, noi pe dumneavoastră vă invităm, doar vă invităm la ședință. Nu vă spunem că este publicată. Și vă rog frumos, ascultați, vă rog frumos, eu mă adresez către dumneavoastră. Păi în contextul declarației dumneavoastră vreau să vă propun să facem un grup Viber eventual, ca noi să fim permanent în contact. Asta ar fi domnul ministru, noi suntem organ oficial și dumneavoastră toți sunteți exponent și a puterii executive și a puterii judecătorești. Dumneavoastră sunteți exponent a două puteri. Înțelegeți cât de important sunteți dumneavoastră. Și eu cred că n-ar fi serios pe Viber, noi prin grup să ne comunicăm. Eu nu exclud chestia asta, dar domnul ministru, hai să facem la nivel oficial, să nu excludem, atât timp cât avem posibilitatea, să fim invitați oficial în toate grupurile de lucru care sunt, în toate discuțiile care le aveți, că în sistemul judecătoresc bântui așa o atmosferă, că sunt judecători care vin la dumneavoastră pe ușa din spate, aruncă în sistem informatic. Dar noi nu cunoaștem. Bine, să mă ascultați, eu am multe lucruri. Câte mesuri vin la mine, foarte bine. Cu referire la multe scheme. Foarte bine. Eu cred că trebuie să vă le aduc și dumneavoastră. Nu mai decât, sunt gata. Nu, eu vă spun doar oficial să facem. Eu vă spun să facem oficial. Stimați-mă, oficial să fac public tot. Da, da.